Luptele i-au pecetuit pe toți cu semnele lor neiertătoare. Într-o cinstirea memoriei eroilor, în cea de-a 40-a zi de la înviere, când Mântuitorul s-a înălțat la cer, gândurile noastre spre eternitate le sărută amintirea. Rugăciunile pentru cei căzuți la datorie, făcându-ne sufletul pur ca roua dimineților netrăite de ei. Că ne rugăm pentru odihna sufletelor adormiților, robi lui Dumnezeu, eroi căzuți pe toate câmpurile de luptă, și pentru ca să li se ierte lor toată greșeală, cea de voie și cea fără de voie. Ca la apel, m-ai înnedumit, sergent. Eram la Ianca, am ia pauz, acolo a venit generalul, ca am zis, veselor. Ne-am drumat, a zis să ne ținem curajul, a dat mâna cu noi toți, dar nu eram mulți, din regimentul nou. Generalul era un om potrivit de statură, știi, cu curaj, a dat mâna cu toți acolo. Da, ne-am curajat bine. Era în toamna lui 1917, când toate vremurile erau tulburi, atât la noi, în nordul Moldovei, cât și dincolo de Prut. Făceam parte atunci din compania 5-a a regimentului 2 grăniceri. La un moment dat s-a anunțat că misiunea franceză, care ne-a ajutat foarte mult, a trimis în orașul Fălticeni pentru trupele din nord care făceau rezistență, a trimis un ajutor compus dintr-un tren plin de muniții, plin de alimente și de medicamente. Am avut marea plăcere și bucurie că din tren s-a dat jos cine? Locotenentul Louis Dupont. Interesant că după război, când eu eram elev la liceul militar de Iași, cine credeți dumneavoastră că era instructor și meditator pentru limba franceză? Locotenent Louis Dupont a ajuns capitan, a rămas în România și s-a integrat în armata română. Doamne, cât de simple și de omenești sunt aducerile aminte ale veteranilor. Vorbele lor au înțelesuri de necuprins în care ar putea intra zilele și nopțile Mărăștiului, ale Mărășeștiului și Oituzului, zile și nopți, uneori calde și blânde, adesea vitrege, cu ploi și vânturi reci, cu cețuri și zloată, cu drumuri și nesfârșite, cu bucuria unei zbânzi, cu pânda morții, cu saltul către aceleași și mereu aceleași poziții ale inamicului. Saltul, zvâcnirea celui încă nelovit prin pânza de foc, cu arma în cumpănire, cu capul între umeri. Zăbava de o clipă în ocrotirea adevărată sau închipuită a unui dâng, a unei cute abia desenate, a unui smoc de iarbă. Răsuflarea fierbinte, șuierătoare, niciodată sătulă de aer. Ochii împăienjeniți de sudoare, dar nescăpând nimic, ajutați de un al șaselea simț care nu se naște decât în luptă și durează numai cât ține lupta. Saltul, precedând alt salt, zbor vegheat de o zână miloasă sau curmat într-un strigăt, într-o șoaptă stinsă, ori întăcerea cea de pe urmă. Saltul, de cele mai multe ori însemnând câțiva metri înainte pe hărțile militare, și doi sub pământ pentru atacatori. Oricât de mult timp ar trece, timpul nu poate șterge din amintirea noastră
via imagine a unui cavalerist, Mendelevici Solomon, adevărat erou al primului război mondial. În retragere de la Jiu, fiind sublocotenent în regimentul 2 Roșiori, escadronul 1, plutonul 1, s-a evit necesitatea ca să dăm o sarjă, să putem scoate inamicul din comuna Prunaru, unde se cuibărise. În cele din urmă, cu sacrificii de oameni și cai, am reușit să scoatem inamicul din toate gropile unde se aciuiase. Comandant de regiment era colonelul Naumescu, un om foarte cum se cade, care se bucura de o stimă foarte mare în rândurile trupii.